Discutăm așadar în continuare cu doamna Ștefania Madan, psiholog practician. Bună seara, doamna Madan! Bună seara! Care este rolul femeii în societate? Sau mai bine zis, cum este privită astăzi femeia? Femeia este privită diferit în societatea noastră, deoarece noi avem mai multe roluri. Și uneori femeia ia un singur rol și îl poartă o viață întreagă, ca de exemplu rolul de gospodină sau rolul de mamă, și cumva se devalorizează pe sine, stima și respectul de sine cade, respectiv cade și respectul de alții, într-un final a bărbaților. Bărbații simt aceasta și ajung să fie violenți, neavând suficient educație, cât spirituală, cât și inteligență matură, mentală și așa mai departe. Deci de multe ori violența apare pentru că în primul rând femeia nu se mai iubește, nu se mai apreciază. Corect. Și asta este o problemă încă din societatea unde familia este primul rol, aspect a unei femei. Familia este aceea care nu aduce o educație bună. Fetița trebuie educată în felul următor: respectul de sine. Cum tu ești valoare, dar nu ego-ul. Valoarea și nu ego-ul. Care e diferența între valoare și ego? Valoarea atunci când tu știi cine ești, ce poți, cum ești și la timp ești apreciată. Da? Cuvinte înjositoare în familie față de fetiță nu se spun. Absolut. Mai ales de fetiță. Nici de băiat, dar îndeoseb de fetiță. Și atunci când ele aud respectuos față de sine din copilărie, asta este o normă și norma aceasta o duc în continuare. Dacă ei aud momentul ăsta din josire, și normal că ei percep că asta este o normă și norma aceasta continuă deja în familia care ei o creează la rândul ei. Și băieței, da, cum ar trebui educați? Da, băieții în primul rând contează dacă ei simt respectul ce ține de o mamă, femeie, doamnă, și respectiv nu este diferența între mamă și soră, mamă și fetiță. Pentru că bătăile astea, când în copilărie încă mai sunt așa cumva cu pierna sau cu nu știu ce, ei ajunge la o normă că e normal să ridici mânuța la fetiță. Și în continuare deja fac aceasta ca ceva normal, uzual și obișnuit. Da, și obișnuit. Asta e. Spuneți la început despre rolurile femeii și într-adevăr se pune destul de multă presiune pe umerii unei femei. Trebuie să fii și soție, dar trebuie să fii și carieristă, trebuie să fii și independentă financiar, dar nici să nu câștigi mai mult decât bărbatul tău, că o să se simtă după aia mai prejos decât femeie, decât tine. Da, da. E bine să se pună atâtea roluri în brațele unei femei? Aici n-aș spune că e bine ori e rău. Da? E bine când tu știi să le combini și știi să le schimbi la timp. Și atunci tu ești la un nivel de maestrie de a combina toate rolurile acestea într-o zi, ca de exemplu. Da? La serviciu ești carieristă, acasă ești gospodină, soție, mamă, dar nu uita că ești și femeie. Și când tu vrei să-ți faci o procedură la față sau nu știu, acolo să te relaxezi cumva, fă-o aceasta, pentru că dacă tu nu-ți arăți și nu-ți manifesti respectul de sine, normal că altcineva nu o să o facă în locul tău. Nimeni nu o să-ți pui crema pe față sau pe mâini și o să facă în locul tău ceea ce trebuie să faci tu. Așa. Da. Și de asta rolurile e bine să le îndeplinești, doar că să nu le exagerezi și să nu te stagnezi într-un singur rol, doar într-un singur, toată viața, ca de exemplu. Că atunci te pierzi pe tine ca valoare. Și până la urmă să alegem rolurile pe care ni le dorim, nu-i da, așa? Că dacă da, nu vreau să fiu gospodină, vreau să fiu carieristă? Da, dar până la urmă cele care au cariera înaltă, la un nivel foarte înalt, e bine, dar ele nu sunt acea căldură, acea dragoste, acel sprijin, acel care te așteaptă acasă, acea, nu știu, mâncărică cei dulce gustoasă, oricum ea este călduță într-un final. E bine să le echilibrăm, să fim echilibrați și armonioși în sine. Dar pentru asta contează noi să știm să ne respectăm și să ne iubim și pe aproapele și pe noi înșine. Da, există vorba aceea celebră: în spatele unui bărbat puternic se află o femeie puternică. E adevărat asta? E adevărat asta. De ce? Pentru că femeia este înțeleaptă atunci când ea știe să pui valorile corect. Iată. Violența nu poate să persiste într-o familie unde femeia este înțeleaptă.
unde femeie știe să respecte pe sine, unde femeie știe să se iubească, unde femeie știe să respecte bărbatul. Dacă ea ar fi învățată de mic copil să respecte un bărbat, asta nu înseamnă înjosire în fața omului, în fața bărbatului, dar respect. Respect, asta înseamnă la un egal, dar egalul să fie din altă calitate. Iată, atunci este nu întâmplător în țările musulmane se arată un respect deosebit față de bărbați. Da? Că am fost și pe acolo. Contează ca ea să nu cadă în valoarea de sine în timp ce ea îl respectă și apleacă un pic capul în jos. Iată. Uh-huh. Da. Cred că discuția asta e așa... Ar putea naște multe păreri din partea multor oameni. Adevărat. Pentru că noi astăzi trăim într-o perioadă în care, din potrivă, femeia e puternică, independentă. Da, dar ce obține cu aceasta? Că ea este puternică, independentă. Da, ea face mulți bani. Da, ea este mai sus decât bărbatul. Și atunci ce se întâmplă? Da, bărbații cad, adevărat-i. Și ca să nu cadă de tot, ei încep să fie violenți. E adevărat. Da, asta și este problema. De ce ei devin așa violenți? Pentru că stima de sine și respectul de sine cade la ei și ei, ca să nu cadă de tot în fața celorlalți bărbați care îi înconjoară, încearcă să compenseze. Și atunci ei devin sau că verbal, sau că fizic, sau că domestic, sexual și așa mai departe violenți, ca să-și manifeste bărbăția. Dar de fapt ei nu-și manifestă bărbăția, inversul își manifestă slăbiciunea sa, da, atunci când ei devin așa violenți. Dar și femeie ei le provoacă bărbații. Ei provoacă cu careva momente de orgoliu. Și atunci când orgoliu depășește, bărbatul începe să manifeste că tu mai înjosit și din așa motiv ajunge violența. Deci respectul contează foarte mult. Și într-un scenariu ideal, respectul ar trebui să fie cel mai important ingredient, să zic așa, într-o căsnicie, într-o relație? Da. Da, dacă este respect, atunci nu are cum să fie nici violență, nici oricare alt abuz, nu contează care. Pentru că este respect, este inteligență și respect unul față de altul, mm-hmm. Și plus dragostea, da. Care ajută să depășești oricare criză care ar fi în familie. De regulă, doamna Madan, femeile care vin la dumneavoastră, cu ce probleme vin sau ce stări au? Majoritatea ori că nu sunt încrezute în sine. Da, nu m-am realizat, stau prea mult acasă, copii, nu știu cine sunt eu, ajutați-mă să mă regăsesc și altele. Când ajung împreună cu soții, atunci noi nu ne mai putem împăca, ce să facem, vrem să divorțăm, dar mai încercăm ultima șansă. Și atunci eu spun, dar nu ați ajuns că v-au impus cineva să vă căsătoriți, așa? Da. Dragostea era? Da. Haideți să ne aducem aminte, dar ce vă ajutați să fiți aceia cine sunteți acum în cuplu? Că vă menține copilul, da, e ok, e bine că mă menține, dar unde este ceea ce era acolo? Scânteii aceia, da. Și începem să depășim. În primul rând, ei nu se aud unul pe altul, ei camuflează cuvintele. Au de prindere asta să camufleze și nu spună direct. Eu am mai spus cândva că da. nu este iată momentul ăsta. Dacă tu ai de spus azi, acum, asta, spune așa cum este acum. Nu ți-aduce aminte de nu știu cât timp în urmă. Și atunci nu o să fie ceartă, nu o să fie neînțelegere. Respectul ăsta e atunci când tu ești tu. Așa. Tu ești tu și tu respecti ceea ce ești tu și ceea ce este vis-a-vis de tine sau lângă tine. Iată, asta e. Doamna Madan, pe final așa, vă rog să veniți cu un mesaj pentru toate femeile care ne urmăresc acum. Da. Ce le-ați spune? Sau un îndemn? Da, deoarece Ziua Femeilor este recent sărbătorită, vreau să le doresc ca ele să știe să se iubească pe sine, să nu uite că există cineva alături de ei, să nu uite că ele pot fi diferite, să se simt, dacă simt rău, fă tot posibil ca să te simți bine. Tot posibil. Plimbă-te, cumpără, ieși, nu rămâne în starea aceasta, pentru că tu ești dispoziția familiei. Tu ești căminul, cela care tu dai. Dacă tu ești bine, înseamnă că toată familia este bine. Noi aprobăm așa tot ceea ce ați zis, doamna Madan. Mulțumim frumos. Mulțumim. Vă dorim și dumneavoastră aceleași lucruri. Mulțumim. Să rămâneți la fel de luminoasă și vă mai așteptăm la noi. Mulțumim frumos.